Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre principalele știri din punctul meu de vedere importante despre spațiu, ce s-au întâmplat săptămâna trecută și săptămâna asta, să zic așa. O să încerc să postez episoadele astea de știri sâmbătă sau duminică, adică să facem o rezumată al săptămânii, dar acum așa s-a nimerit să fie miercuri când mi-a venit ideea. Așa că să începem. Prima știre sună în felul următor. China a pregătit o nouă misiune către lună, după aproape 50 de ani de la ultima misiune, mai exact din 1976. Pe 23 noiembrie, racheta Long March 5 a fost lansată de pe coasta insulei Hainan din China, care are în componența sa, practic, nava spațială Chang'e 5, ceva de genul. După desprindere, ar trebui ca această călătorie a navei spațiale să dureze 4 zile până la lună. Aceasta va merge spre o zonă vulcanică numită Mons Rümker, în regiunea nord-vestică a părții lunare mai apropiată de noi. Nava va elibera un robot care va lua într-o capsulă protejată aproximativ 4,5 kg de material lunar, care mai apoi îl va arunca înspre navă, care ulterior va recupera capsula, evident. Misiunea ar trebui să dureze aproximativ 23 de zile. A doua știre este despre o gaură neagră, dar nu numai. Este un fenomen foarte interesant care implică și această gaură neagră, evident. Probabil ați observat că, spre exemplu, atunci când soarele stă în spatele unui nor, apar niște raze de lumină, raze crepusculare mai exact și implicit niște umbre cel puțin interesante. În galaxia IC5063, o galaxie aflată la 156 de milioane de ani lumină depărtare, apare acest fenomen. În centrul ei se află o gaură neagră supermasivă, însă partea interesantă este că acest fenomen este la o scară mult mai largă, deci fenomenul de raze crepusculare, la asta mă refer. În loc de câțiva kilometri sau sute de metri sau metri, vorbim de 36.000 de ani lumină în fiecare direcție, iar un an lumină înseamnă aproximativ 9 trilioane 460 de miliarde de kilometri. Pentru a ne face o idee de mărimea aceasta, Pământul are diametrul la ecuator de aproximativ 12.756 de kilometri, iar dacă împărțim un an lumină la diametrul Pământului, asta înseamnă aproximativ 742 de milioane de ori diametrul Pământului. Mai exact că în distanța de un an lumină ar încăpea aproximativ 742 de milioane de planete Pământ, iar în 36.000 de ani lumină puteți face și voi calculul. La această scară se întâmplă acest fenomen. Iar ultima știre, știre de ultimă oră, bine, a trecut o săptămână și ceva de atunci, dar un asteroid ce se numește 2020 VT4 are un diametru estimat de 5-10 metri, iar acesta a trecut aproximativ la distanța dintre stația spațială și Pământ, adică la doar 370 de km distanță de suprafața Pământului. Șoc și groază! Bine, acum să fiu sincer, aceasta nu este amenințare, așa că nu e momentul să-i dai parola de Facebook în bitei tale, stai calm, calmează-te, te rog, da, ești calm, gata, bun, trecem mai departe. Se crede că dacă ar intra în atmosferă, acesta s-ar dezintegra înainte să ajungă pe Pământ. Se așteaptă ca în 2029 să treacă din nou foarte aproape de Pământ, iar dacă nu face contact cu atmosfera, acesta se va întoarce în anul 2068. Cam atât a fost pentru astăzi, eu sper că v-a plăcut. În data viitoare am fost Roman, nu uitați de like, share și abonare, cu clopoțel neapărat, toate cele bune!